Furtuna a făcut dezastru în Craiova. În mai puțin de o oră, orașul a devenit practic navigabil. Străzile inundate au blocat traficul din oraș, iar vitura efectiv a luat mașinile parcate. Numai puțin de 30 de mașini au fost sever afectate, atât de apa care trecea de genunchi, cât și de copaci și smulși din pământ și căzuți peste ele. Iar tavanul unui centru comercial a fost puternic afectat de infiltrațiile apei și a căzut. După acest dezastru, autoritățile caută soluții. După furtuna care a lovit Craiova, autoritățile fac bilanțul pagubelor. Străzi pline de crengi, peste 30 de autoturisme avariate, 10 de copaci smulși din pământ și acoperișuri luate de pe blocuri. Cu asta s-au ales craiovenii după ce vijelia a paralizat orașul în mai puțin de o oră. Am făcut o primă evaluare. Într-adevăr, sunt 36 de autoturisme avariate. Unele dintre ele sunt avariate din cauza copacilor căzuți, altele din cauza celor 22 de acoperișuri care au căzut. Toate acoperișurile sunt fără autorizație de construire. În urma vijeliei puternice, 10 de craioveni s-au trezit fără mașini. Dacă unele au fost luate de puhoiul de apă, altele au fost avariate din cauza copacilor care au fost rupți. Noi am sunat la seara, au zis că trimit pe cei de la Electrica, bani. S-au venit amărăți ăștia de la pompieri, au luat câteva creni și așa. Nu doar acoperișurile au fost afectate, ci și interioarele clădirilor. Cantitatea mare de precipitații s-a infiltrat prin plafoane și a provocat daune însemnate. Tavanul unui centru comercial din Craiova a fost distrus în totalitate și era să cadă peste un angajat al magazinului. Mai apoi, apa de ploaie a inundat încăperile complexului, astfel că angajații au fost nevoiți să scoată apa cu gălețile. Autoritățile au început deja să caute soluții pentru ca astfel de distrugeri să nu mai aibă loc. Vrem să intrăm pe niște investiții în regim de urgență, pentru că ne așteptăm să mai vină asemenea ploi și în anii următori. Asta înseamnă că cel puțin două canale trebuie să le avem către Jiu.